Imagini deosebite au fost surprinse de către rangeri ai Parcului Național Retezat, acum când cocoșii de munte se pregătesc pentru perioada de împerechiere. Rotitul cocoșului de munte este unul dintre cele mai spectaculoase ritualuri nupțiale și are loc în lunile aprilie și mai, în funcție de climă și altitudine. Pe urmele cocoșului de munte au fost zilele trecute Alin Dăjulesc, Ioan Bogdan și Claudia Dănău, rangeri în cadrul administrației Parcului Național Retezat, reușind să surprindă în imagini cocoșii de munte pregătiți pentru perioada de împerechere, perioada în care oferă un adevărat spectacol. Dansul nupțial cuprinde un ansamblu unic de mișcări și sunete pentru a atrage femelele și pentru a se impune în fața masculilor rivali. Cocoșii de munte cântă și se rotesc în vetrele lor, își desfac cozile în formă de evantai și fac salturi de până la 3 metri. Cocoșul de munte este o specie caracteristică zonelor de pădure de conifere, dense, înalte și întunecate, dar care au și luminișuri și care rar poate fi văzut. Lungimea corpului este de până la 90 de centimetri, iar anvergura aripilor este de până la 1 metru și 25 de centimetri. Cocoșul de munte poate fi recunoscut după talia mare, gâtul și coada lungi și penajul închis.